Gazmetan Mediaș se întărește după ce în lotul și așa restrâns au apărut mai mulți jucători indisponibili. Clubul de pe Târnava Mare a anunțat că a semnat pentru 2 ani cu fostul fundaș al Universității Craiova, Mădălin Ciucă. Ciucă a venit la Gazmetan din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a evoluat la echipele Extensiv Craiova, Gloria Bistrița și Universitatea Craiova. Ciucă ar putea debuta la Mediaș la sfârșitul săptămânii când Gazmetan întâlnește CFR Cluj.